Catedrala Romano-Catolică din Alba Iulia a găzduit sâmbătă 23 mai de la ora 19:30 un concert de operă. Stele ale Teatrului Bolșoi din Moscova, precum soprana Elena Zelenskaya și Lolita Semenina, cât și mezzo-soprana Margarita Mamsirova și tenorul Roman Muravitsky, împreună cu invitați speciale, au oferit o experiență unică alba iulienilor printr-un repertoriu variat cu arii din opere celebre ale unor compozitori renumiți. Spectacolul a avut loc în cadrul evenimentului Prahova Classic Nights, organizat de Castelul Canta Cuzino Bușteni în parteneriat cu Hotel Medieval.